Bună tuturor și bine ați revenit la mine pe canal. Eu sunt Cesima și astăzi o să fie un vlog un pic mai special pentru că o să fac ceva ce îmi doream de foarte mult timp și anume să-mi fac părul mai lung. Adică să-mi pun extensii mai pe scurt și vreau să vă spun că a fost foarte greu să mă interesez de extensii, de cum sunt ele, cum trebuie aplicate, cum trebuie întreținute, câte modele sunt, câte tipuri, câte... Și m-am gândit în felul următor. Dacă mie mi-a fost atât de greu să aflu, probabil că se mai află și altcineva în situația asta și am zis să vă ajut eu și pe voi cu toate informațiile de care aveți nevoie și bineînțeles că o să vedeți și transformarea mea astăzi și o să stăm de vorbă și cu un hairstylist și o să ne explice tot ce trebuie să știm despre ele și haideți să-i dăm drumul pentru că eu nu mai am răbdare, vreau de prea mult timp să se întâmple astea și abia aștept. Gata, am terminat și denuanțat părul, corect? Asta am făcut, nu? Da, pentru că eu eram puțin mai deschisă pe lungime. Sper să zic bine, să nu mă certe Ramon acum. Dar am nuanțat părul, m-a spălat, m-a uscat, m-am mai tuns un pic și acum urmează să punem extensiile în sfârșit și totodată să vă răspundem și vouă întrebărilor. V-am cerut pe Instagram să îmi puneți cât mai multe întrebări despre extensii, ce curiozități și ce vreți să știți despre ele și noi acum o să încercăm să vă răspundem la cât mai multe și o să mă ajute Ramon, care va fi hairstylistul care se va ocupa de mine astăzi și o să vă ajute și pe voi, pentru că și pe mine m-a ajutat, pentru că a fost, vă spun sincer, o experiență grea să ajung la el. Eu am mai încercat în trecut să mai pun extensii, doar că am avut niște experiențe foarte neplăcute, mai ales cu tipul de extensii pe care îl punem și astăzi, cu acestea tape. De fapt, nu, o să-l las pe Ramon să vă explice mai bine, pentru că eu nu vreau să zic nimic greșit. Ideea e că în trecut nu a fost bine și acum sper că o să fie mai bine. Doar că până să ajung la Ramon a fost tot așa destul de greu, pentru că nu am găsit pe nimeni care să-mi explice și mie ce extensii trebuie să-mi iau, câte trebuie să-mi iau, ce culoare, ce lungime, cum o să le întrețin, cum... toate întrebările de genul ăsta. Și eu am aflat răspunsul la întrebările astea cu ajutorul lui Ramon și asta o să încercăm să facem și pentru voi astăzi. Așa că prima întrebare va fi câte tipuri de extensii există. Și eu aș ști să vă zic, dar las pe Ramon că... Există destul de multe tipuri de extensii. Da. Sunt undeva la număr 8-9, dacă nu mă înșel. Însă importanța lor o are practic omul care se ocupă de toată procedura. Da. Pentru că unele, într-adevăr, dăunează părului, altele nu dăunează. Dar dacă ajungi la omul potrivit, sigur știi ce să-ți recomandă în funcție de părul pe care l-ai, trăsăturile pe care le-ai, timpul pe care le aloci pentru îngrijirea lor. Exact. Sunt multe detalii. Și vă dați seama dacă sunt, cum a spus și el, 8-9 tipuri de extensii, cât de greu e dacă nu știi nimic să-ți alegi unele. Nu mai cum, trebuie să te consulți cu un profesionist până la urmă. Și din câte știu și eu, sunt... Care? Sunt astea tape-on pe care le punem? Tape-on, micro-ring, nano-ring, clip-on. Noi acum, în momentul de față, vom folosi tape-on, cele cu bandă, care necesită îngrijire aproximativ undeva la o lună, o lună jumătate, să le întreținem. Bine, întreținem după o lună, o lună jumătate. Ce-mi place că eu nu mă văd și nu o să văd deloc cum o să arăt cu extensiile decât la final. La final, să vedem dacă vei fi bucuroasă. Exact. În afară de astea tape-on, la care dintre extensiile astea mai e întreținerea la fel de grea? Sau există vreun tip de extensii la care e întreținerea mai ușoară? Categoric. Categoric, de exemplu, dacă vorbim despre cele clip-on, cele care sunt pe clips, agrafă, acolo e vorba de evenimente. Acolo le poți pune și le poți da jos, practic, de una singură acasă. În rest, mare parte din extensii necesită destul de mult. Uite, eu am mai avut, nu cred că ți-am zis, am avut și extensii cu sute la un moment dat și cred că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. Groaznic a fost. Nu știu dacă, cum ai spus tu, nu am nimerit unde trebuia sau dacă așa sunt ele pentru toată lumea. Nu sunt așa pentru toată lumea. Există posibilitatea să nu fi nimerit acolo unde trebuie. Dar nici atât de dăunătoare nu sunt, să știi. Adică ele nu sunt dăunătoare dacă ele sunt practic poziționate corect. Am înțeles. Eu am avut, le-am ținut foarte puțin pentru că mi s-au încurcat fix acolo unde erau montate, adică la cusătură și mă durea și foarte tare capul, mi s-a inflamat. Ok, punea presiune, aveai tensiune. Nu vezi ce întrebări eu? Deocamdată să mai pun eu ce întrebări știu eu.
și apoi trecem la întrebările lor. Ca și lungimea extensiilor, de exemplu, ca în cazul meu, dacă eu am părul foarte scurt, mi-ai explicat tu că nu am voie, nu că nu am voie. Nu ar fi bine să-mi pun extensiile prea lungi, corect? Da, categoric. În mod normal, extensiile nu se pun mai mare decât părul pe care le ai cu încă o lungime și jumătate față de ce ai tu în momentul respectiv. Că da, vezi și așa, o lungime și jumătate sunt destul de lungi. Ideea este să se vadă cât mai natural. Dacă ele sunt foarte lungi, de exemplu, îți dublează cantitatea de lungime a părului, nu mai se vede atât de natural. Deci, în concluzie, o lungime și încă jumătate, corect? Da. Bun, acum că nu mai am eu întrebări, o să le iau pe cele pe care mi le-ați spus voi pe Instagram și prima ar fi în legătură cu calitatea extensiilor. Ce poți să le zici? Cum să-și caute? Unde să-și caute? Cam așa e întrebarea. Băi, nu le-aș recomanda niciodată să-și caute singure. Și să meargă la un specialist să consulte, iar în urma consultației specialistul se recomande ceea ce e cel mai potrivit pentru ea. Pentru că în mare parte a cazurilor, dacă cauză unul singur și nu ai experiență, nu faci cea mai potrivită alegere. A doua întrebare, doare când le pui? Nu doare. Tu răspunde. Nu simt absolut nimic, adică apasă el acolo pe banda aia, dar nu mă deranjează pe mine cu absolut nimic. Cu ce le îngrijești și ce produse trebuie să folosești? Asta ar fi trebuit să întreb și eu, cred. Ca și produse pentru îngrijirea lor, la fel. Cel mai măsură este omul care ți le pune să-ți recomande ceea ce au nevoie. Însă, în mod normal, au nevoie de foarte multă hidratare, însă, aici țin să și punctez, nu pe rădăcină. Cu cât hidratarea este în apropierea scalpului, cu atât ele ne vor ține mult mai puțin sau chiar ne vor pica acasă. Periajul lor să se facă doar pe lungimi și nu doar cu o singură mână, cu cealaltă mână să ne ținem singuri meșa de sus. Da, să ții extensia și exact. Să... Deci, în concluzie, dacă atunci când folosim noi balsam sau mască de păr sau ce folosim, să nu punem prea mult pe scalp. Să punem nu doar punem pe deloc pe scalp. Bun, deloc pe scalp. Hidratarea scalpului nu se face deloc. Sunt rezistente. Da, sunt foarte rezistente, parcât de mult le-a luat și tu timpul necesar și chiar da, e și din periodic la salon. E și logic. În mod normal, ele, uite, de exemplu, ce aplic eu acum aici, da, țin undeva până la 5-6 reaplicări. Practic te țin undeva la un an și, da, și puțin, să zicem. Ce există extensii toate culorile. Există. Da, există. Toate culorile. Și dacă nu există toate culorile, le facem noi toate. Da, culorile se pot vopsi, nu? Unele, da, altele. De la câți ani poți să spui extensii? Presupun că nu contează, nu? Depinde de propria educație pe care o ai dat acasă. Nu, nici la 15 ani să spui extensii nu se pare profi. Dar... La 18. 18 ani? Da, 18 ani. Mai... Până la urmă știi atunci faci ce consideri tu. Da, da, exact. E ok. Cum se dau jos și cât durează să le pui? Se dau jos printr-o loțiune, se aplică loțiune în zona adezivului. Se dezlipesc ușor, le dai jos, le speri, pui o nouă bandă, le reaplici. Să le reaplici undeva la, nu știu, dacă ești pus pe treabă, vezi că și într-o oră. Aplicare, vorbim despre aplicare, da? Deci nu doar toată procedura în sine, spălat pe cap, tu spălat pe extensii și toate ce. Se întâmplă ceva dacă se udă? Nu, pentru că trebuie să te speli pe cap. Extensiile, vorbesc eu acum, zici că... Vorbește cu bine. Nu s-a întâmplat. Extensiile de-aia sunt și din păr natural, pentru că acționează ca și părul natural. Cap, te speli, așa că te speli și cu extensiile la fel. Doar că ai grijă să nu pui balsam pe scap. Există posibilitatea să-ți distrugă firul de păr? Nu. Din punctul meu de vedere, tipul nu distruge firul de păr. Există șansa să fii speriat atunci când vii la întreținere, pentru că în mijlocul acestei benzi adezive se vor aduna practic fire de păr care ție în normal scad. Da. De-a lungul unei luni întregi, e normal să scadă părul. Da. Dar nu va fi dat jos din extensie pentru că îl ține adezivul acolo. Și tu când dai jos extensia, o să vezi, nu știu, 7, 8, 10 fire de păr într-un singur... Da, și atunci trebuie să știi că alea trebuiau să fie acolo și că nu sunt... E ceva normal, exact. Da. Care e lungimea minimă pe care trebuie să o ai ca să poți să-ți aplici extensiile? Adică presupun că nu poți să spui extensii dacă... Lungimea minimă, acum nu pot da practic în parte de centimetri, nu să zic așa. Dar e ideal să ai un păr cel puțin până la umăr. Până la umăr. Adică să pară ceva puffy, e nevoie de păr. Dacă doar ți-i mulții și ai intrat în depresie și vrei tu puțin păr lung și nu o să pară ceva profi, se pot aplica și așa, nu e nicio problemă. Am zis, dar presupun că, nu știu, urechea tot trebuie să depășească ca să poți să le pui, nu? Categoric, da. Poți să-ți îndrepți sau să-ți ondulezi părul? Adică, practic, partea extensiile, da. Da. Cu aceeași temperatură care îți făceai părul sau trebuie o temperatură mai mică? Nu, cu aceeași, dar atunci cât extensia e calitativă. Da. Și, mă repet, nu folosești o temperatură la maximă capacitate. Da.
undeva la 170 de grade, e ok. Încă o întrebare, nu știu dacă are vreun răspuns neapărat, dacă există vreun șampon special cu care trebuie să speli extensiile? Există, practic, în mod normal, cele care sunt branduite, tot de la brandul respectiv, îți aruncă și partea de îngrijire. Înțeles. Însă, cu siguranță, suntem și noi în măsură să recomandăm și altceva față de respectivul brand. La fel, prin recomandare, ce are nevoie scalpul clientei, ce are nevoie extensia, practic. Deci, în concluzie, nu există neapărat un șampon special pentru extensii, există un șampon pe care ți-l recomandă hairstylistul tău pentru tipul de scalp al tău. Gata, cam așa arăt după ce am terminat cu extensiile, da, cu ce frumoase tunsul, ești, cu personalizarea lor, pentru că și asta e foarte important, depinde foarte mult și de hairstylistul tău, dacă ți le tunde cum trebuie, dacă ți le aranjează cum trebuie, după că așa, normal că vor arăta ca niște fire de păr care ies din părul tău. Eu am avut noroc să ocup Ramon și arăt. Mie îmi place foarte tare cum arăt și asta contează cel mai mult. Sunt foarte bucuroasă, îmi doream de foarte, foarte mult timp să fac asta și mă bucur mult că am reușit în sfârșit. Mulțumesc, Ramon, cu drag, pentru schimbarea asta. Să-mi spuneți și vouă cum vi se pare și dacă mai aveți și alte întrebări, lăsați-mi-le în comentarii, o să încerc să le citesc și să vă răspund la ele. Eu sunt foarte mulțumit după câteva ore bune de muncă. Gata că suntem și noi obosiți. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Până data viitoare, să aveți o zi cât mai frumoasă. V-am pupat. Pa, pa!